Salutare tuturor! Astăzi vorbim despre cum schimbăm aspectul unei piese de mobilier într-un mod accesibil tuturor, vopsind numai ușile. Sunt suficiente vopsele acrilice sau vopsele pe bază de apă plus lac, fără alt antrenament, fără experiență, pur și simplu urmându-ne doar creativitatea. Este esențial ca suprafața pe care noi vopsim să fie curată, de aceea trebuie degresată întâi și apoi ștersă cu alcool tehnic înainte de a trece la vopsit. Iar când vopsim, nu urmăm un tipar anume, ci pur și simplu umplem suprafața cu pete sau diferite modele, după cum ne dictează creativitatea. Dacă folosim vopsea de tip chalk paint, avem nevoie în final de sigilare, iar pentru asta eu am ales un lac transparent. Este un proiect foarte accesibil. Ușile pe care le-ați văzut, eu le-am pictat într-o oră. Ca de obicei, proiectul de la lecția de bricolaj este explicat pe larg pe gabiralea.ro. Găsiți acolo informații despre materiale și despre tehnica folosită. Ne vedem la următoarea lecție de bricolaj cu noi idei creative. Până atunci, succes în toate proiectele, vă doresc și multă creativitate! Cu bine!